să termine și bine v-a regăsit la un episod. Astăzi vreau să facem ceva foarte, foarte, foarte special. Vă facem unboxing la niște piese noi pentru PC. Adică pentru PC 1, pentru că știți că celălalt PC al meu s-a cam dus și ia, trebuie să-mi cumpăr altul și da. Așa că haideți să începem cu unboxing-ul. În început, aici avem un hard drive. Îl voi folosi pe cel vechi care aveam și înainte, pentru că pe la Windows instalat. În cazul care va merge, voi vedea ce voi face, că va trebui să bag Windows pe el și chestii. Bun, acesta este hard drive-ul, este de 250 de giga, acesta este provizoriu. Dar, sincer, mie chiar mi-a ajuns când a venit PC-ul 250 de giga, pentru că nu prea am băgat foarte multe chestii în el. Videoclipuri care le făceam și le editam, le ștergeam și ne aveam decât Dead by Daylight, tot timp Fortress și Paladins-ul. Și, bun, hai să trecem mai departe. Aici avem placa video, dar nu promit să fac o ceva așa, o farsă ceva. Ci placa mea video veche, un Pali GT630 care are și o RPR din aceasta ruptă, după cum se vede. Cam aceasta este placa mea video veche, dar trecând peste. Aici este vechea mea placă de bază, la care dacă ne uităm un pic aici înăuntru avem procesorul, așa că noi vom scoate de aceasta similară și cu asta. Sincer, nu fac griji dacă nu apuc bine componente sau chestii, pentru că aceste componente nu le voi mai folosi, deci nu mă deranjează dacă fac chestia asta. Și asta nu le voi mai folosi. Acesta este procesorul meu vechi, un Intel Core Q6600, quad core, adică 4 nuclee. Bun, băgăm asta înapoi. Ok. N-am spus nimica. Îl băgăm înapoi și îl dăm de aici pentru că nu avem nevoie de el. Acum trecând la chestiile adevărate. Avem aici cuțitul la care am făcut review. Și pentru început avem pastă termoconductoare. Haideți să o desfacem. Dați după partea asta. Habei! Bun. Apare, nu vreau să, tot nu vreau să se desfacă. Cred că știu de ce. Aici nu este scotch, este lipici, chestie. A, știi ceva, uite, are aici chestie de asta. A, băi! Hai să repegut-o cu acest micuț sambala și chestie ciofiel. Până că îl voi ține aici cât, până, voi, când, până voi construi PC-ul. Și cam acesta este pasă, este termoconductoare. Este, ce am văzut pe internet, pe Amazon, este una din cele mai cumpărate. Este un Arctic MX4 Thermal Compound. Și o vom pune înapoi aici la loc. Și vom trece mai departe. În continuare, avem un port pentru cablu pentru monitor, pentru că la monitor am doar VGA, pentru că e un monitor destul de vechius, și la placa video nu avem VGA. Și mi-am cumpărat un adaptor din acesta ca să pot conecta. Haideți să îl desfacem. Desfate-i! Cred că asta a fost cea mai bună soluție. Am mai dat încă un picuț. Ieși afară. Bun. L-am scos, aici este. Aici avem portul care va intra în placa video și ce va intra cablul de la monitor. Da, și cam asta ar fi tot, dar aici nu prea am de explicat prea mult. Și acesta este cablu. Ok, mai departe. Cu ce să continuăm? Hai să continuăm cu culorul. Dar eu când am mutat pe site pe Amazon, la procesor, scria că nu ar avea culor, dar aparent avea culor. Inclus o să trece și mi-a dat și acel procesor. Și aici avem culorul nostru, tot de la Arctic. Nu pot zic că de fapt aș putea zic că e culor aftermarket pentru că nu e culor original. Aici avem o foaie ceva. A, dar legat de... stai, o să vedeți când o să ajungem acolo.
Asta de asta de foaie, asta nu avem nevoie. Și aici este culorul. Acesta este culorul. Are aici deja pastă, dar nu cred că voi folosi pasta sau poate habar nu am. Bine, cam acesta este culorul. Aici e un 4-pin conector. Și cam asta ar fi tot de zis despre culor, adică ce putea să zice de mult despre un culor. În afară care acește procesorul. Ups, am dat un picior în acesta. Bun, mai departe, cu ce să începem? Hai cu placa de bază. Este o placă de bază de la Gigabyte, un B150M D2V, DDR3, cu socket 1151. Și ce să vedem? Aici este placa. Aici avem două cabluri SATA. Aici avem, cum se numește la shield, ceva cu shield. Nu mai știu exact care vine în spate la carcasă, pe unde băgăm cablurile. Bun, trece cât te băgăm asta aici înapoi. Aici este placa de bază. Nu o voi scoate din pungă, ce o voi lăsa aici. Pentru că nu vor să dau scoate din pungă, ținând cu că momentan nu vă construi calculatorul. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici până înăuntru. Că vă cum să mai văd niște chestii. Ok, aici avem un manual, ceva manual de instalare. Aici avem discul, dar eu voi lua software-ul online pentru că nu voi folosi DVD writer-ul. Aici avem un user manual care arată cam ca un user manual, da? Aici avem mai multe hârtii, neinteresant. Nu pe asta la loc. Trecând la procesor. Aici am făcut o combinație un pic mai ciudată și un ceva mai ieftin, pentru că nu vreau să investesc chiar așa de mulți bani, ținând că avem nevoie de un calculator și nu știam cum să mi se strice actualul, dar ce am văzut pe internet, am văzut că pentru un budget gaming PC ar fi și ieftin, ar fi recomandat de aceste piese. Un Pentium G4400, care am văzut că a făcut, că s-a descurcat foarte bine anumite jocuri, fiindcă m-am uitat la benchmark-uri și ținând că n-a fost scump, m-am gândit să-l iau. Pentru că v-am zis, nu vreau să n-am vrut să iau un calculator ca să fie foarte, foarte mult. Ținând cont că eu nu m-aș lăsa să-mi stric calculatorul, fiindcă vreau să mă țin pe ăsta un picuț. Bun, și să l-am boxerind, dar aici s-a rupt cutia pentru că vine tocmai din Franța și s-o fi lovit ceva habar n-am. Chiar că era de pe Amazon, vine de la Amazon din Franța, pentru că aici în UK nu era disponibil pe Amazon. Cucitule, de ce faci de ăștia? Aici avem tot așa un manual ceva, aici, uite aici avem un sticker cu Intel. Aici se află coolerul, dar nu, de fapt nu-l voi scoate momentan din cutie, aici este procesorul, dar nu-l voi scoate din cutie, cred că voi face un videoclip când le voi asambla, dar v-am zis, până atunci nu vreau să scot din cutie. Fiindcă vine să cumva să mă chinu, să-l bag înapoi și chestii de genul. Înapoi la loc aici și trecem la partea interesantă, o placă video de buget la care chiar am optat să-mi o iau. Țin că nu a fost foarte scumpă și la Benjamin am să se descurca destul de bine. Știi, am ales să iau asta în loc de 750 Ti, pentru că 750 am văzut că a fost bătut destul de rău de această placă video și că stă la același preț. E bine, aici este. Este un Gigabyte de la un Radeon RX 460 de la AMD, de 2 GB, este varianta overclockată. După cum ziceți aici, e WindForce, este optimizată pentru DirectX 12. Și cam așa arată cutia.
Da, și pentru placa asta vi-am luat eu acest cablu cu DVI, pentru că vreau să fiu sigur că, pentru că acesta, uite, dacă puteți, după cum puteți vedea aici, scrie DisplayPort, HDMI și DVI-D. Bun, și haideți să o desfacem și pe acesta, deci nu avem nevoie de cuțit. Pregătiți? Aici este. Aici este placa mea video frumoasă. Pe aceasta cred că mă voi risca să o desfac. Adică nu că mă voi risca, ci o voi desface pe videoclip. Dacă ar și vrea. Bun. Și aici este monstrulețul nostru. Este o placă video destul de ok, adică nu destul de ok, chiar îmi place ca model și ca... da, m-am pierdut de tot. Acesta cred că a fost cel mai șmecher model pe care l-am văzut și chiar mi-a plăcut, adică tot mi-am plăcut, mi-am dorit un model, o placă video care să aibă acest model, exact acest model. Și chiar îmi place, sincer. Pe mine cred că n-a fost o risipă de bani, pentru că mi se pare o placă video destul de ok. Ce am văzut și la benchmark-uri. Așa arată laterala. Față. Nu are 6-pin conector, deci acest acesta că nu necesită putere externă. Și cum se pleacă aici, avem un asta de suport, de, nu de suport, de protecție. O bucată de cauciuc. Se băgă înapoi. Am zis să o băgăm înapoi dacă și vrea să intre. Și mă voi construi chestia asta cu ajutorul tatălui meu, adică, mă rog, el îmi va zice, de fapt nu neapărat să-mi zic, acum eu, dar el mă va ajuta în cazul care nu voi putea să le fac ceva, dar ca idei aș vrea să construiesc eu de la cap la coadă. Ok, noi să punem aici. Să vedem ce mai avem în cutie. Nimic interesant. Mă rog, avem acest fum ceva. Care este foarte, foarte mare și foarte, foarte șmecher. Să pun aici. Bun, aici avem un tot ceva, tot ce un manual. De care nu avem nevoie. Punem la o parte. Aici este CD-ul de instalare. De fapt, driver, dar pe care acest v-am zis că o să le adu pe internet. Pentru că nu vreau să-mi cumpăr un DVD retest. Se pare chiar dacă am unul, dar cel care l-am este mai vechi. Și este că nu are portă de asta, nu portă. Stai că am dat când le-am. SATA. Nu este prin SATA. Este printr-un cablu ceva mai ciudat și mai vechiut. Deci nu vrea să intre. Go back in, mate. Se pun așa. Da, apare nu vrea să mai intre. Dacă vine să credeți. Ia să punem așa de aici. Așa, sperăm că acum se intre. Bun, a intrat. Pe loc de seculare. Bă, stai bă, gut.
Bun. Și acum, ultima parte din acest clip este încerca să găsiți ce? Carcasa. Cam acesta este carcasa. Stați o secundă. Să dau masa un picuț mai în spate. Acesta este carcasa. Este o carcasă destul de mică, poate să-i pare un pic mai mare, dar sincer nu mă deranjează. Aici vine placa video, în acest spot putea să ridice jos. Aici vine acel shield și aici vine sursa. Aici este un side, nu este cu panou, pentru că m-am gândit că n-am nevoie de niciun panou, țin că nu o să fie iluminată. Deci este fața. Sincer, mie chiar mi-a plăcut această carcasă. Adică, nu știu, se poartă o carcasă super, super șmecheră. Dar aici am în partea din față. Stați o secundă. Aici în partea de față avem un radiator roșu. Un ventilator roșu, de fapt. Haideți să deschidem să vadă și ce e înăuntru. Cum așa arată înăuntru. Ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult această carcasă. Sunt aceste sloturi, după cum puteți vedea pe părțile astea pe aici, sunt aceste sloturi pentru cable management. Ceea ce mi-a plăcut foarte, foarte mult. Da? Aici avem toate cablurile noastre necesare. Aici avem niște șurubele, stand-off-uri și șuruburi pentru placa de bază. Aici avem portul de conectare din față de la de aici, din față. Power switch, reset switch pentru USB-uri, pentru jack-uri. Și cam asta ar fi tot aici, tot ce e aici înăuntru. Aici, dacă puteți să vă uitați aici înăuntru, acolo este acel ventilator roșu cu un cablu, cu un cablu de conectare. Cum puteți vedea. Hai să băgăm înapoi. Sau înapoi, să mă înapoi cu acest panou. Și să-l înșurubăm. Bun. E bine, fratele, și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, de subscribe și ne revedem data viitoare cu un build, s-ar putea, dacă nu facem videoclip înainte. Ei bine, am fost Disney, ne vedem data viitoare, pa, pa!